Am găsit în sectorul 3 o minunăție arhitectonică numită Parcul Tei. Și aici tei sunt ca niște țepi golașe, fiecare a doua e fără frunze. Au băgat o grămadă de bani din bani publici, dar n-au irigat sau nu i-au plantat corect la timp și suscat. Jumătate din copaci sprins, jumătate suscați. Oho, și un lac la înălțime. Cine s-o gândit să-l cațări aici? Nu-i pericol de inundare în vale dacă se rupe digul aici? Și de unde s-o luat dealul ăsta? Nu cumva e gunoi ăștia. Parcul Teilor. Hai să-i facem o tură. Vrei o poză? O poză cu apă. Sergei îi place, dar mie mi se rupe inima când văd atâția copaci uscați. Hai să-i facem o poză la un lac. Teilor și Parcul Teilor. Hai să-i dăm o tură să vedem ce investiții au mai făcut primăria sectorului 3. Sigur e din bani publici construit. Oare când o să fie copacii ăștia vii, cu umbră? Oh, ce de înalt! Cât vreo 4-5 etaje. Foarte ciudat dealul ăsta, nu știu de unde s-a luat aici. Bănuiesc că e... E o grămadă de aia de gunoi din deceniile trecute. Cum mai este o grămadă în Vitan, cum mai sunt astfel de munți în Chiajna. Bine, dar pentru parc merge. Mai schimbă relieful Bucureștilor, că altfel e plat. Să urci dealul în spirală. Teren de fotbal. Și două terenuri de mini fotbal. Nabură, tenis sau altceva. Ca la noi în drumul Taberei. Coborăm. Hai să vedem pe unde. Acolo scări. Dacă lângă scări, pare că era și rampă. Bucată e pavaj, de nivelat, altă bucată e asfalt. Cărbic. Am ieșit ambrozii pe marginea drumului. Gospodari. Da. Aici lucrează meșterii. Ar fi trebuit să o strângă. Rămâne bine, de omul ăsta mult. Cum de nu intră nimeni cu mașina încoace? Cu mașina cum de nu urcă nimeni încoace? Este semn că e interzis? N-am văzut nici o toaletă în parcul ăsta. Dar și trebuie toaletă în Pantelimon. Și nu văd nici pistă biciclistică pe o parte sau pe alta. Așa că la zebră traversăm. Cam ca la țară parcul. Bordel, oricum o zic, se cheamă. Tei. Vrei, nu vrei?